Bine. Această stare conflictuală din județul Constanța, această stare tensionată, este cauzată lui Nicușor Constantinescu. A făcut această reclamație primarilor PDL, foști primari PDL. Repet și mă întreb, oare dacă aceștia nu ar fi trecut la USL sau dacă nu ar fi fost declarați incompatibili și primarii ai USL-ului, s-ar mai fi ajuns la acest protest și la aceste lor de poziție la nivel național până la, dacă ar fi rămas numai aceștia de la PDL? Nu. De ce nu s-au făcut aceste proteste și de ce Dragnea n-a făcut memorandumul când erau declarați cei 7 primari de la PDL, foști, incompatibili, de către Nicușor Constantinescu? Nicușor Constantinescu a săpat groapa întregii administrații inclusiv locale. Inclusiv dumnealui este acum asta de incompatibilitate. Dar eu vă motiv. Spun, are reclamație și reclamația dânsului spune foarte clar care este motivul pentru care, culmea, toți primarii din județ sunt declarați incompatibili. Și spune că acum iese și spune că această lege nu este bună?